Primăria nu are de gând să accepte cadouri electorale, a afirmat tranșant edilul interimar al capitalei Ruslan Codreanu, care astfel a reacționat la solicitările președintelui partidului lui Lanșor, prin care acesta din urmă cere primărie să accepte reparația tuturor pasajelor subterane din sectorul Botanica, după lansarea fastoasă a celei din apropierea aeroportului modernizată de compania lui Petru Jardan, membru și mai nou deputat din partea partidului Șor. Subteranele de la Botanica vor fi reparate în următoarea perioadă din bugetul primăriei, a reacționat edilul interimar într-o postare pe Facebook. În replică, fostul primar de Orhei și actual deputat Ilan Șor, tot într-o postare pe Facebook, pentru că, spune el, Ruslan Codreanu este obișnuit să comunice doar acolo, a scris că, de fapt, primarul general interimar nu este interesat să îmbunătățească viața locuitorilor din oraș, iar proveniența banilor, mai adaugă Șor, poate fi verificată inclusiv pe la știri. Totuși, acesta așteaptă un răspuns oficial din partea lui Ruslan Codreanu. Anul acesta, primăria a alocat 10 milioane de lei pentru reparația a 8 pasaje subterane din capitală, dintr-un total de 20.